Salutare tuturor! Facem astăzi review unui parfum de la Casa Cartier, un parfum lansat în 2016 de către Mathilde Laurent, care face parte din categoria Ambrat Lemnos. Un parfum pe care eu personal l-am studiat multă vreme să-l iau la sticlă mare, la sticlă retail de 80 de mililitri. El vine în concentrație Eau de Parfum și se zice că este destinat bărbaților. Așa se zice. Da, este. Este masculin, dar până la urmă, în universul ăsta, fiecare poate să poarte absolut ce vrea, din orice categorie, atât ca bărbat, cât și ca femeie, poate să poarte orice fel de parfum. Nu e niciun fel de problemă. Parfumul ăsta este unul pe care eu am vrut să-l studiez, dar am avut șansa să primesc acest eșantion, oficial de altfel. Foarte fain, n-am ce povesti aici, și sticla în sine full retail de 80 de mililitri este foarte faină, nimic de discutat acolo, dar parfumul ăsta are o problemă, cel puțin pe pielea mea. Vă spun de la capul locului că în clipul ăsta nu o să menajez pe nimeni și o să spun exact ceea ce simt în legătură cu acest parfum. Deci parfumul ăsta are un miros foarte ciudat, are o manifestare foarte ciudată pe pielea mea și nu știu de ce. Are foarte multe note listate, dar eu simt 4 sau 5 note care se împletesc acolo haotic și nu spun nimic altceva decât un miros foarte deranjant pentru nasul meu, foarte ascuțit, foarte alterat, dacă vreți. Are mai multe note, o să vedeți și voi dacă vă uitați pe site-ul de specialitate câte note există în parfumul ăsta, dar eu simt așa. În prima fază, în toată deschiderea, simt un piper. Un piper negru foarte mult dozat, adică dozat cu nemiluita, foarte ascuțit, care nu se îmblânzește cu absolut nimic. Aba din contră vine o notă de miere, o notă de miere foarte grețoasă, foarte dulce. Deci în parfumul ăsta numit L'Envol de Cartier s-a folosit exagerat de multă miere, sincer vă spun. Și nota asta de miere poate să fie frumoasă, dar dacă nu o dozez cum ar trebui să o dozez, ci pui acolo cu nemiluita, iasă ceva foarte haotic. Și pe lângă nota asta, bineînțeles, mai primim veșnic cu tutun, că deja m-am săturat de atâtea parfumuri cu tutun. Tutunul, nu știu, de când a început moda asta cu parfumuri pe bază de tutun, dar efectiv deja tutunul de aici, din parfumul ăsta numit L'Envol de Cartier, mă sufocă. Este un tutun stătut, de proastă calitate, deci nu e ca și tabacul din One Million Privé sau din alte parfumuri, că ăla îmi place de mor și parfumul ăla îmi place de mor. Aici se vorbește, cel puțin eu vorbesc, că eu parfumul ăsta l-am folosit cât am putut din el și efectiv nu m-am putut obișnui cu mirosul lui. Un tutun stătut, putrezit, un tutun care capătă niște aspecte foarte cenușii, pământii, nici nu știu cum să, ca și cum ai ține în subsol, într-un beci al unei case și se usucă acolo, dar se și strică, își modifică proprietățile, se prâncezește, cum se spune pe românește. Aie, nu-mi place deloc nota de tutun din parfumul ăsta. Bineînțeles, mai primim un mosc aici, dar vorbim de un mosc întunecat, animal, care nu face nimic altceva decât să dezechilibreze compoziția, că și ăsta e pus acolo așa, să fie pus, iar nota de paciuli, care este una foarte pământie și care capătă niște aspecte foarte întunecate și așa de umezeală, de pământ umed, dar nu, nici nu știu cum să spun, e un pământ din ăla tot așa alterat, tot așa, e un pământ foarte ciudat, un miros pământiu foarte ciudat, un miros umed, stătut, stricat, alterat, râncezit, nici nu știu cum să denumesc parfumul ăsta, dar per total, cam astea sunt notele pe care le simt în parfumul ăsta. Ce să simțim? Cedru, violetă, vetiver și multe alte nebunii care sunt listate în parfumul ăsta. Absolut deloc, deja nu simt așa ceva. Vă rog să mă credeți. Are o sumedenie de note, dar chiar mi-aș fi dorit să simt mai multe note. Dar nu simt.
Și acum o să fac și un test pe mână. Pe mâna asta am, acum câteva minute am pulverizat, să văd ce se petrece, absolut nimic, după părerea mea este și liniar. Iar pe mâna asta la altă o să șprez acum. Un eșantion de 2 ml, cred, nici nu știu, nici m-am uitat, da. Deci piperul ăla e ca și cum îți bagi nasul într-o din asta cu piper, un recipient sau dacă vreți o pungă nouă pe care o desfaci, n-ar fi rău miros în deschidere, dar se modifică radical. Deci piperul devine din ce în ce mai aspru, din ce în ce mai ascuțit, după aceea vine în spate mierea aceea foarte deranjantă și dulce și cu nemiluita, o miere grețoasă de-a dreptul, după care vine tutunul și se întâmplă un haos împreună cu nota de mos și patchouli. Deci deja începe să capete un aspect pământiu, dar un pământiu acru, stătut, stricat, nespălat, nici nu știu care termenul, că așa se desfășoară mirosul pe pielea mea, ca și cum n-aș fi făcut baie sau duș de nu știu câte zile și tocmai am făcut duș, dar vai cât de urât miroase parfumul ăsta, sincer, pe pielea mea. Da, am auzit că e super lăudat, e cel mai tare parfum de la Cartier, casa asta nu face rabat la calitate, dacă au Cartier ceasuri și bijuterii și am văzut și geci de piele și haine și așa mai departe, că pe asta zi axați, înseamnă că și parfumurile sunt super geniale, vai de capul meu ce parfumuri au, bă, nici nu se pune problema să fie cineva care să spune despre parfumul ăsta că e unul nasol. Uite, vă spun eu, pe pielea mea parfumul ăsta e extrem de nasol, deci mi-e și rușine să-mi iau o sticlă mare de 80 de ml, să mă parfumez cu ea și să mă duc pe stradă. Parcă aș mirosi a transpirație, dar o transpirație nea acidă, ca și cum ai fost tu toată ziua sub soare, n-ai făcut duș de 3 zile și s-a uscat transpirația pe tine, după care ai mai transpirat odată, s-a uscat transpirația pe tine, după care iar ai mai transpirat odată și tot așa. Ăsta este mirosul. De transpirație râncedă, umedă, după aceea ceva pământiu, de la patchouli, de la moscul animal, iar un miros împuțit animalic, dar pe mine așa se petrece pe piele. E nasol rău. Deci, nu știu unde-i fascinația unor oameni în ceea ce privește acest parfum, nu știu care-i farmecul lui, habar n-am, nu mă pricep. Până la urmă fiecare poartă ce vrea, eu n-am nicio treabă cu gusturile nimănui, să ne înțelegem pe treaba asta. Fiecare poartă absolut ce vrea, dacă vrea să poarte parfumuri nasoale n-are decât să o facă, dacă vrea să poarte cele mai faine parfumuri n-are decât să o facă, not my problem. Cam asta e. Dar eu parfumul ăsta numit L'Envol de Cartier, zbor de Cartier, zbor deasupra unui Cartier, sau cum se traduce din franceză în română, eu, sau din ce limbă, eu nici măcar nu pot să-l recomand. Că așa se spune, că parfumul ăsta ți oferă o călătorie olfactivă, ca și cum ai zbura, ca și cum călătorie olfactivă, nu? Când stai și te gândești sau când închizi ochii și îți imaginezi lucruri. Parfumul ăsta îți oferă călătorie olfactivă în domeniul transpirației, în domeniul nespălării, a neigenizării, a murdăriei, a, nu știu, așa se petrece pe pielea mea. Tutunul a stătut, e din ce în ce mai stătut, ca și cum lași un pachet de Carpați fără într-o pivniță și îl găsești peste ani și ani, umed, udat, cu mirosul ăla de pivniță, de pământiu, de nu știu ce dracu mare pe acolo, e nasol. Dar mirosul ăsta, după o oră și un pic, devine și mai turbat. Sincer, nu scap de el. Deci dacă ți imaginezi tu că scap de el și se îndulcește sau devine un parfum fain, te înșeli amarnic. Deci parfumul ăsta capătă niște valențe. Poți să-l porți tu iarna, toamna sau în orice anotimp. Pe pielea mea așa se manifestă. De zici că îți pare rău că l-ai mirosit, cel puțin așa percep mirosul ăsta, deci sincer așa pot să spun că e ca și cum îmi pare rău că am avut de-a face cu parfumul ăsta, bine măcar că am avut șansa și ocazia să miros eșantionul ăsta sau ce-o fi,
demonstration-ul ăsta, că dacă nu mă duceam și dădeam 350, 400, 450, am văzut până la 600 lei o sticlă de 80 ml de L'Envol de Cartier de 80 ml eau de parfum. Că asta e concentrația. Cu eau de toalet recunosc, apropo, n-am avut de-a face, nu știu cum miroase, nu-l judec, deci nu l-am mirosit în viața mea. Probabil e mai fain pentru nasul meu, probabil e mai nașpa, probabil se manifestă diferit pe pielea mea, dar ăsta deci, e dezastru capital. E un parfum dezastru. Vă spun sincer. Deci, pe măsură ce trece timpul, purtându-l pe piele, devine din ce în ce mai transpirat, din ce în ce mai candește, efectiv. Deci, efectiv, mirosul ăsta candește, pute, e ca și ceva putrezit, în combinație cu o transpirație în aia morbidă, de aia nașpa. E senzațional de prost făcut. Senzațional de prost făcut. Înțelegeți ideea? Incredibil cum poate să se manifeste pe pielea mea, poate pe pielea altora se manifestă mult mai bine. E o capodoperă, da. Bă, nu știu, nu înțeleg parfumul ăsta. Vă rog să mă credeți că eu nu înțeleg parfumul ăsta. Deci nu știu ce vrea să transmită pe pielea mea, nu știu ce călătorie e asta. Bă, la un moment dat, așa de urât miroase, atâta de spurcat miroase, vă spun eu, de parcă a venit lângă tine și a lăsat un danf, o chizducă vinită de la sapă, mă. Exact acolo te duce cu gândul. La o chizducă vinită de la sapă. Ea care tătă ziua o sta pe o gare și o săpat cucuruzul și acum vine acasă. Cam așa miros parfumul ăsta. Pe pielea mea. Pe pielea altora nu știu cum miroase, dar pe pielea mea miroase oribil. Deci e oribil parfumul ăsta. Eu nu pot să recomand așa ceva. Sincer vă spun. Da, vă recomand să-l testați dacă aveți parfumerii prin zonă, dacă aveți șansa să luați acest decant minunat sau eșantion de undeva, de la vreun pasionat sau de la unul care deține așa ceva, puteți să o faceți. Dar eu nu recomand parfumul ăsta. Deci din punctul meu de vedere subiectiv vorbind, nu recomand parfumul ăsta. Din punct de vedere obiectiv, da, recomand, încercați-l, vedeți ce-i cu el. Poate o să fie parfumul vieții voastre, parfumul vostru se înătură, etc. Dar eu nu pot face nicio recomandare pentru că e incredibil de prost parfumul ăsta. Vă spun sincer. Pe acum, ca și vârstă, nu știu. Sincer, nu știu când poți să-l porți. În orice caz, nu când ești copil. Cred că când ești matur, că este parfum de oameni maturi. Nu? Ca și locații, again, nu știu unde poți să-l porți, sincer. Deci eu dacă nu pot să port un parfum că nu-mi place, că are niște mirosuri super nasoale sau execrabile, păi nu pot să le recomand. Așa, dar, sau evenimente, sau anotimpuri, sau așa. Ia încearcă tu să-l porți iarna, să vezi că tot așa miroase. Ia încearcă să-l porți tu vara pe plajă, să vezi ce frumos miroase. Nu! Sau vara în general, când ieși afară, când te plimbi, când bate soarele pe tine. Iștenie-n doamne! Oribil, mă! Deci oribil, vă spun sincer, e cel mai oribil parfum pe care am pus mâna. Și mai sunt câteva, ați mai văzut pe canal și vor mai urma multe altele, asta e. Dar eu parfumul ăsta nu-l recomand nimănui la niciun eveniment. Poate dacă vreți să mergeți la munci agricole, să fiți șofer de tractor sau să dați cu sapa sau, nu știu, să cosiți iarba, să mirosiți. Dacă vă place mirosul proaspăt de transpirație, când vă trageți de la soare la umbră și mâncați ceva acolo, știți voi ce mănâncă cei care merg la munci agricole, după care se uscă transpirația și vine alta nouă, una fresh, o transpirație nouă, una fresh, exact așa miroase parfumul ăsta. Sincer. Nimic altceva. Deci nu pot să recomand parfumul ăsta pentru miros, nota 4. Sticlă. Noua sticlă, deci nu o pot judeca. N-am pus mâna în viața mea pe sticla de L'Envol de Cartier. Asta e. Și pentru longevitate, măcar aici e o parte bună, știi că în 6 ore maxim ai scăpat de miros. Totuși e mult 6 ore când e agasant un miros pentru nasul tău. Dar, na, totuși, nu-i monstruozitate în asta țină 100 de ani pe piele. Pe pielea mea cam așa a ținut cel mai mult, undeva la 6 ore, 5 ore jumate spre 6 ore. Proiecție, nu știu, că mi-am pus gluga în cap.
și m-am ferit de lume să nu mă vadă că port parfumul ăsta, că efectiv mi-e rușine să miros așa de, Doamne ferește, nasol. Asta e. Tu ce părere despre această capodoperă numită Cartier L'Envol sau L'Envol de Cartier, Zbor deasupra cartierului? Chiar ce părere ai? Chiar sunt curios. Cum se așează pe pielea ta? Cum se manifestă? Iar ca și concluzie, îmi bag pula în el parfumul.